Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor călărași anunță că s-a redus timpul de așteptare pentru eliberarea actelor de identitate. Acestea pot fi eliberate solicitanților în termen de 5 zile de la depunerea actelor. Conform prevederilor legale în vigoare, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului. În cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Călărași, termenul de eliberare a cărții de identitate este de 5 zile, cu excepția cazurilor când sunt necesare verificări suplimentare. În situația în care aveți o urgență și doriți eliberarea cărții de identitate într-un timp mai scurt, puteți solicita acest lucru printr-o cerere adresată șefului serviciului. Cererea trebuie să fie însoțită de dovada urgenței dumneavoastră, cum ar fi un bilet de avion în cazul precării sau acte medicale în cazul unei probleme grave de sănătate, iar serviciul va încerca rezolvarea ei într-un timp mai scurt în măsura posibilităților. Într-o situație deosebită ce poate fi justificată, solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit, cetățenii se pot adresa și direcției Comunitare de evidență a persoanelor din județul călăraș.